Un nou episod de acuzații cu tentă electorală. Reprezentanții PAS în Consiliul Municipal trag un semnal de alarmă și afirmă că Ion Ceban și socialiștii ar fi început procesul de falsificare a alegerilor parlamentare în secțiile de votare. Din spusele lor, Partidul Socialiștilor, ajutat de primarul general, ar include persoane loiale în birourile electorale ale secțiilor pentru a putea frauda rezultatele. În replică, edilul a calificat aceste declarații ca fiind făcute în context electoral, iar unul dintre consilierii municipale ai PSRM susține că toate acuzațiile sunt niște falsuri. Reprezentanții PAS îl acuză pe primarul Capitale că intenționat nu ar fi convocat Consiliul Municipal la care să fie supuse votului candidaturile, iar din această cauză decizia de selectare va aparține Comisiei Electorale Centrale. Ion Ceban trebuia să convoace CMC-ul pentru a supune votului candidaturile ce urmau să fie prezentate Comisiei Electorale Centrale pentru calitatea de membri ai Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Chișinău numărul 1. Deci, din păcate, el nu a făcut acest lucru. Pentru că, în asemenea circumstanțe, cecul deleagă candidați. Deci, în locul CMC-ului din registrul funcționarilor electorale. Aceștia au mai declarat că Partidul Socialiștilor a transformat Consiliul Electoral într-o gașcă de prieteni, iar persoanele care anterior ar fi demascat ilegalități în timpul procesului de vot, fie nu vor mai fi membri sau cel puțin nu vor mai fi președinți de birouri. De partea cealaltă, primarul Capitalei a menționat că acuzațiile aduse de cei de la PAS sunt făcute în context electoral. Ei au nevoie de tribună, au nevoie de cele 3.300 de lei ca să-și facă publicitate pe contul banilor pe care îi plătiți dumneavoastră la CMC. Asta e. Noi ne-am obișnuit în campania electorală. De obicei sunt lucruri vocale expuse. Dacă există probleme legate de unele sau altele aspecte pe care le-ați invocat, să vedem juridic cum pot proceda. Și consilierul municipal al PSRM, Vladimir Odințov, califică acuzațiile ca fiind falsuri. Asta prostii în campania electorală și eu cred că oameni care are capul la locul potrivit să gândească frumos că asta este prostie. Comisia Electorală Centrală are dreptul să numește comisiile pe loc, pe municipiu, pe alte orașele, ei are dreptul. Și tot așa a fost și în alegeri precedente. Problema ar putea fi discutată la una dintre ședințele Consiliului Municipal dacă va fi posibilă convocarea acesteia. În municipiul Chișinău urmează să fie deschise în jur de 300 de secții de vot.